În tematica, în subiectul evenimentului din această după-amiază despre ceea ce înseamnă mindset și ceea ce înseamnă mindfulness, aș vrea să o rog pe colega mea, pe Gabriela Deniz, așa cum am spus, coordonatoarea celor două colecții, psihopractica și mindfulness, să ne vorbească puțin despre cele două colecții și eventual poate și despre unele titluri care urmează să apară în cele două colecții în portofoliul editurii Herald. Trebuie să fac o mică rectificare. În momentul acesta eu nu coordonez colecția de mindfulness, este colecția coordonată de colega mea, Luisa Neagu. Trebuie să recunosc că prefer să vorbesc despre colecția pe care o coordonez eu, colecția psihopractică, dar am să spun și câteva cuvinte despre colecția mindfulness, pentru că, da, redacție cunoaștem de fapt toate colecțiile, suntem familiarizați cu majoritatea cărților care apar. Colecția mindfulness este o colecție dedicată acestui tip de meditație, care este inspirat din meditația Vipassana și adaptată la zilele cotidiene. Primul care a adus acest concept de mindfulness în mainstream, în atenția publicului în general, a fost John Kabat-Zinn, care a scris de fapt o carte, un ghid pentru clinicienii din care se ocupau de bolile cronice, obișnuite, și s-a adresat acestor bolnavi cu dureri cronice, organizând un program prin care, cu ajutorul mindfulness-ului, el a dovedit, în urma unor studii, că mindfulness-ul are într-adevăr efecte foarte benefice asupra corpului, asupra minții bolnavului cronic. De acolo mai departe, mindfulness-ul a devenit un leitmotiv al vieții cotidiene, aș putea să zic, pentru toți cei care caută o evadare din lumea business-ului, din lumea supraaglomerată a joburilor și din tot ce înseamnă viața noastră atât de stresată, în care avem probleme mărunte, dar care ne stresează constant. Mindfulness a devenit acea metodă prin care nu-ți abandonezi traiul obișnuit, dar reușești în schimb să integrezi în viața ta aceste practici meditative prin care tu să fii prezent cu atenție și absolut conștient de fiecare moment în care respiri. Deci fiecare lucru pe care îl faci, să-l faci cu atenție deplină la ceea ce faci. Și, într-adevăr, de acolo un pas până în introducerea mindfulness-ului în ceea ce înseamnă psihoterapia modernă, mai ales știu că orientările cognitiv-comportamentale au fost cele care au îmbrățișat această practică a mindfulness-ului. Plecând de aici, ajungem și la colecția noastră de psihopractică, unde avem o carte dedicată terapiei dialectice comportamentale, unde Marta Linehan este cea care a introdus, cred eu, prima oară până la urmă, într-un program organizat de psihoterapie, dedicat tulburării borderline, conceptul de mindfulness. Și am făcut așa un tur foarte lung să cumva să explic de ce prezentăm astăzi două cărți din două colecții diferite, dar despre care noi știm că sunt foarte strâns legate. Colecția Psihopractica este colecția pe care noi am adresat-o publicului larg, în contrapondere cu colecția noastră Psihoterapia dedicată specialiștilor în psihoterapie, pentru că am constatat că atât psihoterapeuții, cât și oamenii care apelează la serviciile psihoterapeuților au nevoie până la urmă de aceste cărți introductive care sunt scrise într-un limbaj foarte accesibil, cu concepte absolut obișnuite de zi cu zi, pe care oamenii se le poată înțelege fără efort, dar care introduc până la urmă clientul sau viitorul client în ceea ce înseamnă până la urmă procesul terapeutic.
și cărțile din această colecție sunt în general o paralelă la procesul terapeutic așa cum se desfășoară el profesionist într-un cabinet de psihoterapie, iar cărțile din această colecție sunt scrise 90% dintre ele de specialiști în psihoterapie. De asemenea, în această colecție avem o carte și încercăm pentru viitor să abordăm așa, distinct, fiecare problemă care ar putea să fie de interes pentru publicul larg. Avem o carte dedicată traumei de Babette Rochelle, avem o carte dedicată stresului, o carte dedicată bullying-ului, toate scrise de specialiști în acest domeniu și care au legătură cu domeniul psihoterapiei. În colecția Mindfulness, abordarea noastră a fost de asemenea una holistică, integrală, în care să încercăm să preluăm din fiecare domeniu care ne-ar putea interesa mindfulness pentru profesori, mindfulness în relații, mindfulness în, mindfulness în viața cotidiană, în parenting, da. Deci mindfulness în, să vedem cum se aplică mindfulness în fiecare domeniu al vieții noastre obișnuite, pentru că am constatat noi că nu este suficient să vorbești despre mindfulness în general. Mindfulness, până la urmă, este la origine meditația Vipassana, care este adaptată la mentalitatea omului modern. După care, fiecare domeniu al vieții noastre vine cu provocările lui. Și haideți să vedem cum putem noi să fim conștienți de provocările pe care fiecare domeniu al vieții ne-l aduce. De exemplu, în în sala de clasă, și să vedem cum putem acolo aplica mindfulness-ul. Eu, ca profesor, ce înseamnă pentru mine să fiu prezent, conștient, în relația cu elevii mei și în ceea ce este relația cu mine, ca profesor. Și la fel în relații și în toate celelalte arii. Mulțumim, Gabriela Denis. Un singur lucru vreau să mai adaug despre colecția Psihopractica. În viitor avem în lucru un titlu scris de același autor, Daniel Siegel. Este ultima carte pe care el a scris-o și a lansat-o în august 2018, Aware, conștient. Nu știu exact dacă vom păstra acest titlu, dar acesta este cartea care urmează să apară în această colecție. Mulțumesc, Gabriela Denis, și aș mai face o mică completare, pentru că mi-au venit în minte și alte câteva titluri din colecția Mindfulness recente, pe care noi le-am lansat la târgul de carte Book Fest, unde Lucian a fost alături de noi, și mă refer la, că tot ai pomenit despre meditație, despre meditația Vipassana și despre rădăcinile mindfulness-ului, mă gândesc la muncă sex bani și la mindfulness în acțiune de Ciocheam Trumpa. De asemenea, cum a spus Gabriela Denis, mindfulness-ul îl putem regăsi sau îl putem aplica în viața noastră de zi cu zi, în toate zonele, în toate domeniile activității și vieții noastre. Și aici mă gândesc la un domeniu, să zicem, cum este cel al parentingului, al parentajului, da? Și vorbim despre familia conștientă, unde mindfulness în parenting. De asemenea, Nașterea conștientă, tot o carte apărută în colecția Mindfulness, iată câte zone de interes ale vieții și ale activității noastre regăsim acest concept de mindfulness. Prima întrebare pentru Nora Neghină. Proiectul Mindsight România, am găsit această informație într-un articol pe care, într-un interviu de fapt pe care tu l-ai oferit. Proiectul Mindsight România a pornit de la lectura unei singure cărți scrise de Daniel Siegel, Parentaj sensibil și inteligent. Mă bucur că uite, altfel poate o uita, pentru că sunt foarte multe titluri și e firesc. Daniel Siegel, Parentaj sensibil și inteligent, publicată la editura Herald. Lucru care, bineînțeles, că ne bucură și ne onorează. Ce este Mindsight, adică observarea minții? De ce este atât de importantă cartea lui Daniel Siegel și de ce ai recomandat această carte? Alo?
Bună seara și mulțumesc pentru invitația aceasta. Feral este pentru mine.